Deci avem acum ceasul NTP versiunea 2.1. Îl voi reseta. Ca să de ce zic așa, de plus 1, pentru că are o oră de iarnă și de vară. Doar că în plus are și informații despre temperatură și umiditate și presiune chiar atmosferică, luate de pe un server Open Weather Map, care am mai lucrat. De pe el pot să iau, dar n-am luat ora de apus și răsărit de soare. Acum am statea a fișajului 8x32 cu ledurile adresabile, e luat de pe o bibliotecă specială care calculează în funcție de poziția geografică, latitudine și longitudine și ora locală, ora de apus și de răsărit a soarelui, dar se pot lua de pe Open Weather Map. Dar momentan am zis să fac ceva mai deosebit, să văd că e stabil de fapt, că așa sunt multe chestii de adăugat. Toată lumea vrea, modificăm făm albastru, făm roșu, vreau să-mi arate 13 secunde așa, vreau așa, dar nimeni nu se bagă să ajute la soft. Bun, deci aici avem, acum a fost temperatura, presiunea atmosferică. Și revenim la oră. În formatul de 24 de ore. Acum alimentez dintr-o baterie externă. Montajul e foarte simplu, doar matricea de 8x32, ledurile adresabile cu VS2812, adică sunt așa. Cele originale de la Dafrut au fost așa. Chinezul a fost mai căpos, dar refăcut. În fine, aici VMUS-ul nu e decât un VMUS cu un conmutator. Un pin conectat la masă sau la 3,3 V și se schimbă culoarea orei și informațiile la fiecare schimbare de informație, să zic așa. Așteptăm să schimbe. Revin iar la ora de vară și de iarnă, dacă mai e de iarnă și mai de vară. Acum suntem vara, deci temperatura. Deci apare așa temperatura. Am lăsat în engleză pentru că foarte mulți englezi sunt și din afară și le e greu să urmărească doar în română. Aici m-a apărut cu albastru, deci se schimbă culorile de la, sunt cele 7 culori, să zic așa, roșu, verde, albastru, galben, mov, bleu și alb. Cam astea sunt toate.